Bună prieteni! Astăzi am pentru voi un subiect interesant și în același timp foarte important. E adevărat, astăzi o să fie o zi de teorie, dar la finalul ei o să știți în sfârșit ce este metabolismul plus alte lucruri importante și interesante despre el. Promit să țin clipul în termeni cât mai simpli și explicațiile cât mai clare. Toată ziua vorbim despre metabolism, despre cum ne afectează el greutatea, despre cum e încetinit sau accelerat de diverse lucruri, dar extrem de rar am auzit vorbindu-se despre ce este el. Și o să vă povestesc despre toate acestea imediat ce apăsați pe like și pe subscribe. Gata? Ați făcut-o? Bun. Atunci este rândul meu să trec la treabă. Și o să încep cu cea mai importantă problemă a zilei. Ce este metabolismul? Ei bine, metabolismul nu este deloc ceva extrem de complicat. Este pur și simplu procesul chimic, de fapt, o serie de procese chimice care transformă ce am mâncat în energie sau în țesuturi. Procesele acestea pot fi împărțite în două, procese anabolice și procese catabolice. Anabolismul, sau în termeni simpli asimilarea, este procesul metabolic care transformă substanțele nutritive introduse în organism în grăsimi, în proteine, zaharuri, plus alte molecule mai complexe. Procesele anabolice ne construiesc organele și țesuturile, da, inclusiv mușchii și depozitele de grăsime. Pentru aceste procese însă, corpul nostru are nevoie de energie. Și de unde luăm noi energia aceasta? Ei bine, o producem cu ajutorul proceselor catabolice. Catabolismul este procesul metabolic invers, prin care rupem o moleculă mai mare în unități mai mici, care apoi sunt oxidate pentru producerea de energie. Ca rezultat, se obține energia necesară pentru anabolism și pentru toate celelalte activități ale noastre. De la bătăile inimii, până la mers sau sărit coarda. E un pic complicat? Să simplific atunci. Procesele anabolice sunt cele prin care construim ceva din nutrienții mâncați, inclusiv mușchi și grăsimea, iar cele catabolice sunt cele prin care luăm ce am construit, da, și aici luăm inclusiv mușchi și grăsimea, și le transformăm în energie. Metabolismul este suma tuturor acestor procese. Să trecem la a doua problemă importantă. Ce este rata metabolică bazală? În termeni simpli, rata metabolică bazală este energia necesară ca noi să supraviețuim stând întinși în pat, fără să facem nimic, doar ca să ne bată inima, să ne circule sângele, să respirăm. Procentual, uitați necesarul de energie al organelor noastre. Observați că necesarul pentru menținerea grăsimii este nesemnificativ. Deci, rata metabolică bazală nu este afectată dacă suntem mai grași sau mai slabi. Pentru mulți dintre noi, rata metabolică bazală reprezintă de departe majoritatea caloriilor arse într-o zi. Chiar și pentru mine, care fac mișcare undeva pe la 1000-1300 de calorii zilnic, rata metabolică bazală rămâne cel mai important factor în consumul energiei totale. Dacă țineți morțiș să vă calculați BMR-ul, găsiți o mulțime de calculatoare online. Valorile lor însă sunt doar niște estimări și nu sunt, din păcate, foarte corecte raportate la realitate. Și ajungem, în sfârșit, la o problemă care ne doare. Metabolismul poate să varieze foarte mult de la o persoană la alta. De ce? Ei bine, știința încă nu are un răspuns pentru asta. Eu și Roxana ne îngreșăm foarte ușor, în timp ce alții pot să mănânce mai mult ca noi, să aibă același nivel de activitate, sau poate chiar mai mic, și simultan să slăbească extrem de repede făcând asta. Ce știm sigur este că atunci când e vorba de metabolism, femeile sunt, din păcate, mai ghinionise decât bărbații, mai știm că musculatura suplimentară ajută, dar nu într-o proporție extrem de mare, undeva la 15-20 de calorii arse zilnic pentru fiecare kilogram de mușchi și că vârsta este și ea un factor foarte important. Poți să-ți accelerezi metabolismul cu suplimente, în special cu extracte de cafea, cei verde, piper sau ardei iute? E bine, răspunsul este da, dar marginal și efectul nu este de durat. Majoritatea studiilor dau creștere ale ratei metabolice bazale între 2 și 10%. Nu trebuie să vă mai spun însă că efectul invers, încetinirea metabolismului, este ceva real și, din păcate, chiar ușor de obținut, în special în urma unor diete bazate pe înfometare severă. Atenție, a nu se confunda acest lucru cu scăderea normală a BMR-ului pentru cineva care slăbește într-un ritm decent și care, vrând nevrând, pierde din masa musculară în timp ce face acest lucru. În cazul celor care apelează la dietele bazate pe înfometare, scăderea metabolismului este mult mai mare. Și am ajuns și la ultima problemă a zilei. Dacă sunt norocosul beneficiar al unui metabolism lent, înseamnă că o să fiu gras toată viața? Ei bine, nu. Cu siguranță, însă, o să-ți fie mai greu să-ți menții greutatea în zona sănătoasă decât cuiva care a câștigat la loteria genetică și care poate să mănânce orice. Asta nu înseamnă, însă, că ești condamnat la obezitate. Doar că, pentru tine, și pentru mine, acest lucru implică semnificativ mai multă muncă și mai multă atenție. Și, uite așa, am ajuns și la final. Mie mi-a plăcut să fac clipul de astăzi și aștept să-mi spuneți în comentarii dacă și voi vă doriți ca, măcar din când în când, să abordăm un pic mai profund procesul de slăbit. Promit să citesc toate mesajele voastre. Și, evident, nu uitați... Put that it down! Now!